Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit. Avem momente frumoase pentru dumneavoastră cei de acasă, așa că trebuie să rămâneți alături de noi până la final. Avem o seară argeșeană. Interpreții cântecului popular din Argeș vin la rămășa pe folclor, dar vin și dansatorii. Vin oamenii care întotdeauna reușesc să aducă bucurie în sufletele noastre. Vă invit să intrați pe pagina noastră de Facebook, EtnoTV, și să ne lăsați gândurile dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc totodată pentru că și aseară v-ați uitat la noi într-un număr foarte mare. Asta înseamnă că munca noastră nu este în zadar. Să știți că toți suntem bucuroși, și eu și colegii mei și artiștii care vin aici la EtnoTV, să vedem aceste audiențe, să vedem că dumneavoastră iubiți muzica populară, să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos și să ne urmăriți de luni până vineri de la ora 20, pentru că întotdeauna intrăm în casele dumneavoastră prin intermediul ecranului cu artiștii mari ai muzicii populare românești, dar îi aducem și pe tinerii care sunt la început de drum. Așadar, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi până la final. Am deschis ediția din această seară a emisiunii noastre Rămășa pe folclor, cu ansamblul de dansuri Argeșelul din Boteni, secția externă a Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești, și vreau să-i mulțumesc maestrului coregraf Dorin Vizitiu. Maestru Dorin Vizitiu este cel care reușește să pună întotdeauna frumos în scenă dansul românesc. Maestre, vreau să faceți un pas, să veniți mai în față, pentru că îmi doresc să vă vad cei de acasă. Vă rog să vă luați dumneavoastră un microfon de acolo, pentru că vreau să și vorbim puțin. Maestru Vizitiu este omul care, așa cum spuneam, pune mult suflet pentru dansul românesc. Face ca acești tineri să vină aici și să aducă bucurie în sufletele dumneavoastră. Bună seara, maestre! Bună seara, bine v-am găsit! Aveți copii mulți? Sunt frumoși, sunt talentați. Da, din păcate mi-au lipsit câțiva, au avut competențele astăzi după amiază la bacalaureat și n-au putut să vină. Am reușit totuși să strâng grupul cât de cât în mare. Și este pentru prima dată când vin la dumneavoastră în emisie, la Enno. Și sunt încântat de ceea ce am văzut pe aici. Păi eu sper să veniți mai des la noi în emisiune, pentru că noi suntem gazde bune, să știți. Și aici este casa tuturor artiștilor. Noi vă primim cu brațele deschise și trebuie să păstrăm această flacără a folclorului românesc. Pentru că din folclorul românesc face parte cântecul, dar și dansul. Portul da. Popular. Eu am încercat, și asta este credința mea de bază, să nu stilizez cât de cât dansurile, să mențin originalitatea. Ați văzut că dansează așezat, dansuri de mușel care sunt originale. O să mă am și o suită la urmă care este chiar originală la nivel de țară, Brâul de la Boteni, unde se ține și festivalul Brâul de la Boteni pe 30-31 iulie anul acesta, un festival național de dans. Și eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră, simțiți-vă bine, rămâneți alături de noi. Vreau să îi mulțumesc doamnelor și domnilor, prietenei mele dragi, să-i mulțumesc doamnei profesor Mihaela Chirițescu, pentru că este o seară gândită de ea. Mihaela Chirițescu este un profesor de înaltă ținută și un interpret drag al cântecului muntenesc. Pe Mihaela Chirițescu o știu de multă vreme, pentru că și ea mergea în festivaluri, mergea în concursuri și întotdeauna obținea mari premii. De fiecare dată era în fruntea clasamentului. Acum mă bucur să văd că îndrumă pașii spre lumea cântecului și viitorilor artiști. Iar acolo, la Școala Populară de Arte din Pitești, Mihaela Chirițescu face lucruri extraordinar de frumoase. Sărut mâna, om minunat și talentat. Bună seara! Bună seara, spun și eu, ție, George, și tuturor celor care ne privesc în această seară. Sunt foarte emoționată. Tu ai spus că, da, eu am inițiat această seară. Seara a fost gândită de doamna Elisabeta Turcu. Păi vorbim imediat. Mi-a propus. Și, într-adevăr, eu m-am ocupat de tot ce a însemnat organizare. Sunt foarte emoționată și fericită în același timp, pentru că eu respect foarte mult pe cei care sunt înaintea mea, artiștii consacrați din zona Argeșului, și de câte ori am ocazia, am o mare bucurie să îi întâlnesc și îi apreciez pentru toată munca, și pentru mine și pentru copiii de la școală sunt un exemplu. Și faptul că în această seară ne-am adunat, nu suntem toți,
oricum nu suntem noi așa mulți la Argeș, dar eu vreau să ne simțim bine și îi iubesc foarte mult și îi apreciez și este o mare bucurie că au acceptat să fie alături, chiar dacă avem și copii foarte mulți. Dar eu am adus în această seară copiii Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești, foarte talentați, care nu fac rabat de la muzica populară autentică și de a purta costumul popular autentic, așa cum îl purtau strămoșii noștri. Așadar, din grădina cântecului argeșan, ai adus în această seară și câteva floricele din folclorul nostru românesc. Eu vreau să le spun oamenilor de acasă că în urmă cu 3-4 săptămâni am fost la Roma, am fost în Italia la un eveniment, la Festivalul Românesc, organizat de Elena Stuparu. Și vorbeam cu doamna Elisabeta Turcu, că eram în avion, am plecat și noi cu avionul, n-am plecat cu mașina, n-am plecat cu rata, ne-am dus cu avionul. Și în avion dă-i și vorbește despre una, despre alta. Și doamna Beti zice, măi Georgel, ce ar fi să facem o seară argeșeană? Să facem o emisiune deținută pentru publicul nostru. Vă dați seama că m-a încântat foarte tare această idee a artistei, a omului nostru drag, Elisabeta Turcu-Juverdeanu. Artista care ne-a servit ca și model în cântecul popular. Doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu este artista care a văzut întreaga lume, să știți. Pentru că de fiecare dată cântecul popular a purtat-o peste mări, a purtat-o peste țări, mai cu seamă că foarte mulți ani a fost angajată a ansamblului artistic profesionist de aici din București, Doina Alarmatei. Este un om care face lucrurile cu simț de răspundere și ați văzut că de fiecare dată când vine în fața dumneavoastră, aduce cântecul nealterat, vine cu acele costume din lăzile de zestre ale bunicilor, ale străbunicilor. Este un model pentru noi toți. Doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu și îi spun sărut mâna, îi spun bună seara și vreau să-i mai spun că o iubesc din tot sufletul și din toată inima mea. Sărut mâna! Bine v-am găsit, dragii mei, bine ne-am întâlnit, dragă Georgele. Sănătate tuturor celor care slujiți aici la Etno. Dar sufletul meu astăzi este în sărbătoare, pentru că sunt alături de argeșenii mei. Îmi doream o seară alături de o parte dintre soliștii Argeșului, dintre dansatorii care pun atâta suflet să păstreze mai departe tradiția Argeșului și Mușcelului. Ce să vă spun, sunt încântată. Într-adevăr, Mihaela s-a ocupat foarte mult cu telefoanele să aducă toți soliștii, am făcut lista împreună și sper să iubitorii cântecului popular, cei care ne urmăresc în această seară, să-și bucure măcar pentru o clipă sufletul cu o părticică din ce este frumos în Muntenia noastră dragă, în Argeșul și Mușcelul nostru. Doamna Betic, așa cum vă spun apropiații, astăzi sunteți la Rămășa pe folclor, dar săptămâna viitoare nu mai sunteți în țară. Săptămâna viitoare sunteți cu cântecul dumneavoastră tot la Roma, pentru că sunteți la Festivalul Românilor de Pretutindeni, un festival inițiat, organizat, să spun așa, de domnul Gheorghe Cristescu și de Andrei Morariu, de oamenii de acolo, și eu vreau să le mulțumesc acestor români pentru că v-au invitat, pentru că m-au invitat și pe mine, vom fi împreună așadar duminică 19 iunie. Așteptăm pe toți românii de la Roma să vină duminică la spectacol și duminica următoare din nou voi fi la festivalul ei. Iacătă, Italia anul acesta a fost foarte apropiată de mine și m-au invitat în foarte multe, foarte multe spectacole și evenimente. Îi îmbrățișăm pe toți românii care muncesc departe de casă și le oferim o fărâmă din sufletul nostru prin cântec. Foarte frumos cântă doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu, foarte frumos vorbește dumnei, dar și următorul artist cântă foarte frumos. Îl știți din emisiunile noastre, îl știți din emisiunile altor televiziuni, de fiecare dată a reușit prin cântecul muntenesc, prin cântecul argeșan să ne aducă bucurie. Este un om la locul dumnealui, stă acolo, nu zice nimic, își așteaptă rândul, dar vreau să-l invit în aplauzele noastre pe Mitică Tavă, un alt prieten de-al nostru, așa cum vă spuneam, un artist cu o voce frumoasă, cu o voce bine timbrată și de fiecare dată mă bucur când vin în emisiunile noastre astfel de artiști. Să trăiți, domnule Mitică Tavă! Bun găsit, Georgele, bun găsit, dragi telespectatori, bun găsit, dragi colegi, pentru că eu am fost și dansator,
îi consider pe acești copii colegii mei de trupă. Știu cum era să ne întâlnim în culise, să ne îmbrăcăm în viteză, să ieșim pe scenă. Știu cum se pune un costum popular și sunt bucuros că în această seară văd atâtea costume, o variație foarte frumoasă de Argeș, în costume, în voci, în priviri, în marame la fete. Sunt foarte încântat. Eu totdeauna când sunt lângă doamna Elisabeta Turcu, nu că sunt emoționat, sunt puțin încurcat. Așa este când suntem lângă Pentru mari artiști. Pentru că o apreciez foarte mult, este emblema Argeșului. Eu totdeauna am avut-o ca model în ce am cântat, în cum m-am prezentat pe scenă și apreciez foarte mult pe doamna profesoară Mihaela Chirițescu, o voce foarte frumoasă a Argeșului. Totdeauna am apreciat-o, totdeauna... Și o foarte bună doinitoare. Eu am mai auzit-o pe Mihaela Chirițescu doinind în festivaluri. Dar la festivalul Tita Bărbulescu, nu știu, acolo m-a uimit cu ce doina a venit ea în recital. Nu știu, ceva extraordinar. Domnul Mitică Tavă, știu că luni este ziua dumneavoastră. Eu vreau să vă spun la mulți ani, să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos. Mulțumesc. Și știți ce mi-am propus dumneavoastră, nu știți. Am vorbit cu Daniela Cernea. Fiți atenți. Am vorbit așa cu Daniela Cernea, luni să o aducem aici pe Daniela Cernea, să facem o seară frumoasă pentru Daniela Cernea și aș vrea să veniți și dumneavoastră luni. Păi n-am încotro, dacă sunt încolțit. Gata, luni, să știți, bine. Doamnelor și domnilor, luni de la ora 20 avem o altă emisiune frumoasă cu Daniela Cernea și prietenii. Și dăm voie, Georgele, să mulțumesc Mihaelei Chirițescu, Elisabetei Turcu pentru prezența mea în această seară în emisiune. Sunt onorat. Meriți. Da, chiar meritați. Aici, în desfășurătorul meu, spune așa, că în câteva momente urmează grupul vocal Argeșelul al Școlii Populare de Arte din Pitești, acolo unde profesor este artista noastră dragă, Mihaela Chirițescu. Mihaela, am să te rog să-mi mai spui două vorbe despre copiii pe care tu îi îndrumi. Sunt în spatele dansatorilor, să zic așa, dar știu că nu ți este ușor, dar atunci când pui suflet și ți este dragă meseria asta, totul este perfect. Așa este, Georgel. În această seară eu am venit doar cu o mică parte din tot ce înseamnă elevii mei de la Școala Populară de Arte, pentru că eu am un număr de 98 de elevi. Vin cu drag, vin cu pasiune, muncesc foarte mult. Din motive întemeiate, mai trebuia să mai vină în această seară, nu s-a putut, poate altă dată. Sunt copii care îmbrățișează cu drag muzica populară autentică și pe această cale vreau să mulțumesc părinților pentru că au înțeles că pe acest drum avem nevoie de susținere financiară, în primul rând. Fără ajutorul părinților, fără ajutorul bunicilor, ne-ar fi mai greu să venim în 2022 aici cu cântecul nostru. Mihaela, vorbim, că avem timp astăzi, așa. Dar vreau să cântăm, să le oferim celor de acasă bucuria asta a cântecului doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu și mai apoi te ascultăm pe tine, grupul Școlii Populare de Arte din Pitești, Mitică Tavă, avem multe cântece. Ascultați-le și dumneavoastră! Și dau chiot către frați, mușceleni și rucărei, către dragii mei brănei. Munteni din Vița Străbună, haideți la hora de mână, în straiele minunate, cum nu sunt în alte sate. Spre Pitești, hai veniți cu mii, cu mari.
pe frunte, cum sunt oamenii la munte. Doamne drag și mult mi-e drag, și flăcăi jucând, maramele fluturând, lăutarii la mijloc, săltând strunele cu for, și cu hora satului dăm ocol județului. Hora cu pas legănat, omul drag ne-a adunat.
Tira-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 ra
ca peliniță, tira-ra-i-ra-ra. Eu să-ți dau dulce guriță, tira-ra-i-ra-ra. Hai mândro la peliniță, tira-ra-i-ra-ra-ra. Eu să-ți dau dulce guriță, tira-ra-i-ra-ra. Că pun batistuța jos, tira-ra-i-ra-ra. Că-i săruta cu folos, tira-ra-i-ra-ra. Batistă cu flori mărunte, tira-ra-i-ra-ra-ra. Să mă ții mândruță minte, tira-ra-i-ra-ra-ra. Am revenit, dragi prieteni, la cea mai spectaculoasă emisiune de muzică și divertisment, Rămășac pe folclor. Înainte de a merge mai departe, vreau să vă invit mâine la un spectacol extraordinar de frumos în localitatea Prundu din județul Giurgiu. Suntem acolo cu artiștii noștri dragi. Vom reuși cu siguranță să aducem bucurie în sufletele oamenilor. Am să merg cu colegii mei din televiziune pentru că noi preluăm acest eveniment de la Prundu. Vă aștept mâine pe stadionul din Prundu, județul Giurgiu, începând cu ora 16. Iar luni 13 iunie, începând cu ora 12, vă invit în localitatea Optaș Măgura din județul Olt la cea de-a doua ediție a Festivalului de Muzică Lăutărească Veche Ion Onțică, ediția cu numărul 2. Mulțumim domnului primar Bebe Scurtu pentru invitație și luni 13 iunie, acolo în Optaș Măgura, voi fi tot cu colegii mei din televiziune pentru că preluăm și acel eveniment. Le mulțumim tuturor primarilor, organizatorilor care doresc ca aceste evenimente să fie văzute de întreaga țară. Mulțumesc încă o dată Mihaelei Chirițescu, artist și profesor. Mulțumesc din tot sufletul inegalabilei Elisabeta Turcu-Juverdeanu pentru că dumnealor ne-au adus în această seară aici într-o ediție specială, o emisiune dedicată cântecelor din Argeș. Și la această bucurie a noastră vin și tinerii interpreți care slujesc cu adevărat cântecului popular. Pentru că știți foarte bine, noi întotdeauna ne deschidem porțile și îi primim pe acești tineri. Vine Ștefania Nițescu. Bună seara, Ștefania! Bine v-am găsit! Bine ai venit! Dacă vrei să-i saluți și tu pe ai tăi de acasă, poți Bună face seara. Acest lucru. Ce le spui părinților, celor care te cunosc? Ce le transmiți? Să se uite în continuare la această emisiune. Dar tu când ești acasă, te mai uiți la emisiunea noastră? Uneori. De ce uneori și nu întotdeauna? Mai și înveți? Da. Păi, da, asta vreau să răspundă. Ia să vedem ce ne spune. Te rog. Cele două, Ștefania Nițescu și Claudia Gulie, au obținut duminică la un festival național de folclor Floare de Castan, care s-a ținut la Costești, la noi la Argeș, acolo, locul întâi pe secțiunea lor de vârstă. Felicitări! Și în această seară, Ștefania Nițescu o să cânte o piesă din repertoriul doamnei Elisabeta Turcu cu permisiunea dumneavoastră, de Ștejărel Verde Frumos. Doamna Beti nu se supără, doamna Beti a dat la cântece și sunt convins că este bucuroasă că tinerii preiau din repertoriul dumneavoastră. Păi te felicit, Ștefania, o felicit și pe Claudia Gulie și spun și Claudiei bun venit, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ai venit, îi saluți pe ai tăi sau... Da, aș vrea să-mi salut familia și prietenii, colegii, da. Îi salutăm pe toți. Ea vine cu piesa proprie, linie melodică făcută de mine. Da, vedeți, doamnelor și domnilor, că Mihaela Chirițescu este și creator de cântec și face foarte bine pentru că îi ajută, îi sprijină pe acești tineri și știe să-i pună într-o lumină bună. Felicitări, Mihaela. Doamnelor și domnilor, da, merită aplauzele noastre. Vreau să vă spun că am așa sufletul încărcat de bucurie, pentru că întâlnesc oameni minunați, întâlnesc oameni deosebiți. Îl întâlnesc pe maestru Grațian Bădescu și îi întâlnesc pe băieții din grupul vocal bărbătesc Haiducii Vlădicii din Topoloveni, Argeș. Sunt, după părerea mea, voci speciale și poate cele mai frumoase voci bărbătești din Argeș. Întotdeauna acești români au știut să aducă pentru dumneavoastră cântece frumoase. În glasul acestor români găsim toate bucuriile lumii. Le mulțumesc prietenilor mei dragi, le mulțumesc oamenilor mei speciali și le spun bună seara. Bună seara, Georgel, bună seara, Edno TV, bună seara, dragi telespectatori, bună seara, dragi colegi.
Iată, figurativ vorbind, haiducii coboară din istorie pe cărări de munte și ajung pe Valea Cârcinovului până aici jos la Topoloveni. Cântecele noastre dau valoare melosului popular în spirit tradițional, înnobilând astfel mesajul adus în contemporaneitate de cântecul strămoșesc. Noi ne străduim să păstrăm tradiția, iată, să păstrăm costumul autentic și să, de ce nu, și cântecul popular care trebuie să păstreze linia aceea tradițională. Da, niciodată nu ați alergat după un succes ieftin și nu v-ați prezentat niciodată în fața publicului cu cântecul contrafăcut. Vreau să transmitem gândurile noastre de bine, de sănătate și de mulțumire, de ce nu, domnului primar Gheorghiță Boțârcă, primarul orașului Topoloveni din județul Argeș, pentru că domnul primar Gheorghiță Boțârcă face lucruri frumoase acolo pentru cultură și nu uită niciodată de valorile cântecului popular, nu uite de artiștii mari care întotdeauna au știut să dea strălucire cântecului din Argeș. Face, iată, în continuare festivalul concurs Tita Bărbulescu, un festival care se bucură acum de aprecierile publicului, de aprecierile concurenților, dar și de aprecierile specialiștilor. Mulțumim, domnule primar Gheorghiță Boțârcă, și îl salutăm cu mult respect și pe domnul Emil Antohi, directorul Casei de Cultură, preot Ion Ionescu din Topoloveni, Argeș. Să ne trăiți și vă mulțumim mult de tot. Așadar, încă o dată vă spun că mă bucur pentru că sunteți în această seară aici. Vine la bucuria asta a cântecului și Corina Stoica. Corina Stoica, o altă tânără la început de drum, o fată care văd că poartă frumos costumul muntenesc, costumul de acolo din Argeș. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Să știi că și ție îți dau o posibilitate să-i saluți pe cei dragi de acasă. Da, aș vrea să-mi salut părinții și pe toți cei care mă privesc. Bunicii tăi se uită la noi? Da. Le-ai spus că ești la televizor, că ești la nucă, da? La rămășa. Bravo, foarte bine. Ea este nepoata mea și mă mândresc cu lucrul ăsta. Este un copil foarte sensibil și care muncește foarte mult și în această seară cântă tot o piesă din repertoriul doamnei Elisabeta Turcu. Saltă sârba în poeniță, o piesă celebră din repertoriul doamnei Elisabeta Turcu Juverdeanu. Doamnelor și domnilor, pe următoarea artistă o cunoașteți și nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este slujitor al cântecului popular, este om de radio, este un adevărat specialist, dacă vreți, al folclorului românesc. Toată viața și-a dedicat-o cântecului tradițional. Este artista care nu a făcut niciodată rabat de la calitatea cântecului adevărat. Iată, și în anul 2022, Polina Gheorghe, căci despre ea este vorba, rămâne fidelă satului românesc. Sărut mâna, Polina, bună seara! Mă bucur că ne revedem! Bună seara, am venit aici cu conjudețenii mei, pentru că localitatea de unde vin eu, din sudul județului Argeș, comuna Râca, face parte din județul Argeș. Mă bucur, mulțumesc Elisabeta, îmi place să spun Elisabeta, că e nume frumos, mulțumesc Elisabeta Turcu, mulțumesc doamnei profesoare, succes în ceea ce faceți, cred că cântecul de Argeș și costumul de Argeș, numai când privești costumele cu care vin argeșenii, deja este un câștig, e o medalie de aur pentru Argeș. Este cel mai frumos costum din țară, nu o spun eu, aceasta este recunoscută la nivel național. Iată Argeșul de aici, de unde a pornit statalitatea românească, de aceea cântecul trebuie să-l păstrăm frumos. Aici a fost și prima episcopie a domnitorului Alexandru, tot în Argeș. Argeșul, o oază de, a care a format oameni politici, o oază de cultură, o oază de cântec. Aici trebuie să rămână cântecul din Argeș. Elisabeta Turcu de aceea ne-a și adunat în această seară. Vă mulțumesc că sunt alături de voi. Vă iubesc. Și noi vă iubim pe toți și vreau să cânte grupul vocal Haiducii Vlădicii din Topoloveni Argeș și maestru Grațian Bădescu și apoi îi ascultăm și pe tinerii noștri interpreți. Pentru că, să știți, doamnelor și domnilor, pentru noi întotdeauna este o mare, mare
mare bucurie să ne întâlnim cu cântecul popular, să ne întâlnim cu artiștii și totodată este o bucurie când vedem acele cifre de audiență. Vă doresc din tot sufletul și din toată inima mea multă sănătate și să rămâneți în continuare alături de programele noastre. Iar colegul meu, Nicu, este pregătit cu momentele acestea ale grupului vocal bărbătesc Haiducii Vlădicii. Sunt voci puternice, v-am spus, sunt voci minunate și întotdeauna glasurile, dacă vreți, ale acestor oameni au adus bucurie în sufletele noastre. Vreau să vă invit înainte de toate, înainte de a vă asculta, domnilor, să le spun oamenilor de acasă din localitatea Rădești, județul Galați, că duminică voi fi acolo. La Rădești este un adevărat spectacol. Este ziua comunei și vreau să-i mulțumesc mult de tot domnului primar Ionel Popoiu pentru invitație. Îi mulțumesc din tot sufletul doamnei Maricica Nicodim, un om minunat pentru sufletul meu. Îi salut și pe băieții din SEI, salut toată familia doamnei Maricica Nicodim și îl salut pe domnul director al școlii din Rădești Galați, domnul Cătălin Nicolae Porumb. Doamnelor și domnilor, Grațian Bădescu, grupul vocal bărbătesc Haiducii Vlădicii din Topoloveni Argeș și tineri interpreți. Am făcut...
Crăciunului mă. Thank you.
foaie verde ca bobușei, lai, lai, la. Cine trece Argeșușei, lai, la. Ca să-mi spună dorul lui șai, lai, lai, la. Și doi n-Argeșul lui șai, lai, la. Argeșa nu pui dorit de inima mea iubit, măi. Cu busuioc la ureche, în Argeș n-are pereche. Așa-i lai, lai, la. Din Chitești până la Răcași, ai lai, la. Când sunt horele-ntoi, și-ai lai, lai, la. Și sârba lui 22, și-ai lai, la. Puișor frumos și drag vine la mine în sat, măi. Cu busuioc la ureche, în județ la repereche. M-am plimbat cu al meu pui, și-ai lai, lai, la. La curtea Argeșului, și-ai lai, la. De-acolo la câmpul lung, și-ai lai, lai, la. Sus la Făgăra să ajung, și-ai lai, la. La cetatea Poienari să dau chiot spre Ardeal, măi. Mara mea să-mi zboare în vânt, eu să fluier și să cânt, măi. Peste și-am cui dorit, măi. Doamnelor și domnilor, vă invit să rămâneți alături de noi până la final. Am să o rog pe Mihaela Chirițescu să vină aici lângă mine, pentru că vreau să o pun să tragă de roata asta. Voi, dragii mei elevi, să zic așa, susțineți-o cu aplauze. Ia tragi de roata asta. Hai, tragi de roata asta. Dar știi că aici roata asta e cu pedepse? Da? Așa, 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 ia să vedem. E, am rimă la orice, da? Fii atentă, cânti așa live o strofă, cei trei brazi de la Sinaia. Păi știu de către... Dar uite, nu că ți-a dat idee, fără cântecul doamnei Irina Loghin, zi tu, pe o piesă de-a ta și să fie cu cei trei brazi de la Sinaia. Nu m-a pregătit, să știți, stimați telespectatori, am rămas să... Cei trei brazi de la Pitești, măi, au plecat în Ciocănești, măi, sau București. Au plecat și s-au rătăcit, măi, și la George n-au venit, măi. Da. Bun, foarte frumos. O să mergem așa, confort desfășurătorului nostru. Mergem confort desfășurătorului, draga mea, și avem aici pe Luca Tâmbescu. 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 Micul meu artist. Eu unde este? Luca Tâmbescu. A, Luca! Dragule, bună seara! Vreau să spun că el are, cântă și la Nai foarte frumos. Anul acesta a fost eleva liceului din Lipati din Pitești la clasa de Nai, dar cântă și foarte frumos cu vocea. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit. Dacă vrei și tu să-i saluți pe cei de acasă, nu pleca, de ce fugi de mine, că nu-ți fac nimic. Stai aici, salută-i pe cei de acasă. Pe bunii și pe cei care se uită în momentul acesta la mine. Și prieteni, iubita se uită, da? Normal. Se uită, se uită, că am vorbit eu cu ea. Da, păi normal, și s-a îmbrăcat și foarte frumos. Avem în această seară o artistă minunată. Pentru mine este o adevărată soră, dacă vreți. Este a mea, este a dumneavoastră, este artista cu glas fermecător, mulți ani solistă a ansamblului artistic profesionist, Doina Argeșului din Pitești. O artistă care știe să vină frumos în fața dumneavoastră și să vă ofere extraordinar de bine cântecul ăsta popular. Daniela Cernea, sărut mâna, bună seara! Bună seara, dragul meu Georgel!
Bună seara colegilor artiști, dar și elevilor artiști și nu numai, și dansatorilor din platou. Bună seara celor de acasă care ne privesc în această seară. Aș începe prin a mulțumi doamnei Elisabeta Turcu și doamnei profesoare Mihaela Chirițescu pentru că mi-a făcut o mare bucurie să nu lipsesc în această seară, aș spune eu, o seară foarte frumoasă pentru Argeș, un adevărat regal de cântec, joc și port argeșan. Draga mea, ai promis că luni de la ora 20 ești aici între prieteni și facem o seară frumoasă. Mai e valabilă? Am promis și abia aștept să fiu aici în platoul Etno TV. Dar n-ai uitat de ce ți-am propus, da? Cu domnul Mitică Tavă. Cu Mitică Tavă aici. Gata, vă aștept luni de la ora 20 aici în platoul emisiunii noastre. Vreau să vorbim puțin și cu Mădălina Enaru, o altă tânără, o altă elevă de-a Mihaelei Chirițescu. Bună seara și bine v-am găsit. Pum să nu te doi, că frumoasă mai ești. Ce costum frumos ai. Mulțumesc. Felicitări. Are și o poveste foarte frumoasă costumul. Ia spune, deci, spune-ne și nouă povestea asta. Așa, de unde pe este scurt, costumul? Pe de scurt. Unde este costumul? Este cusut de străbunica mea. Ce mâini aveau femeile de odinioară, cum cusau, cum făceau aceste costume. Da, da, foarte frumos. În această seară vine la noi în emisiune și Daria Diaconu. Daria Diaconu, o altă fată bună frumoasă. Bună seara și bine v-am găsit. Roșie în obrăjori, bine ai venit. Bine v-am găsit. Ai de salutat pe cineva de acasă? Da, pe bunicii mei și pe toți care se uită la această emisiune. De unde sunt bunicii tăi? Din Vâlcele, Merișani. Le-ai spus că vii la emisiune, da? Da? Se uite la noi. Da. Să știi, când ajungi acasă, primești un cadou din partea dumnealor. Că așa sunt bunicii. Vreau să vorbim puțin și cu Alexandra Diaconu. Sunt surori. Păi de acum mă uitam în desfășurător. Diaconu, bună Diaconu. Bună seara și bine v-am găsit. Bine ai venit. I-a salutat pe bunici, pe părinți, pe... Tu pe cine mai saluți? La fel. La fel, da? Vreau să cântați pentru cei de acasă și după ce îi ascultăm pe acești tineri interpreți, doamnelor și domnilor, mai ascultăm și grupul vocal bărbătesc ai Ducii Vlădicii din Topoloveni. Dar acum tinerii noștri, acești artiști care vor duce mai departe cântecul nostru popular. Așadar, Luca este primul la cântat. Luca, succes! Mulțumesc! Muzica.
același om, iubit de lume și are noroc. Așa ne stă bine. Noi suntem un ten vesel cum e focul. Ne știe o lume că ne place jocul. Hai ne-i căilie, ia ora înainte. Lumea să te vadă, să te țină minte. Chiuie odată, chiuie mai tare. Să știe tot satul că e oră mare. Am iubit în viață și-am avut noroc. Omul ce nu joacă nu știa iubi. Nici mie nu-mi place ducă să dea ci. Mie de copilă mi-a plăcut să joc. Am iubit în viață și-am avut noroc.
Ca o trestioară, albă ca o lacrimioară.
Thank you.
Foarte, foarte frumos. Avem seară argeșană, doamnelor și domnilor. Și încă o dată îi mulțumim doamnei profesor și interpret Mihaela Chirițescu. Mulțumim artistei noastre dragi, Elisabeta Turcu-Juverdeanu. Ați văzut și dumneavoastră că foarte mulți dintre tinerii prezenți în această seară aici, la Rămășa pe Folclor, au preluat din cântecele doamnei Elisabeta Turcu-Juverdeanu. Cântecele dumneavoastră sunt nemuritoare. Cântecele dumneavoastră vor rezista peste ani și ani, pentru că sunt cântece rupte din sufletul dumneavoastră, doamna Betty. Să știți că este o mare bucurie pentru mine. Știam că profesoara și interpreta Mihaela Chirițescu a oferit copiilor ceva cântece din repertoriul meu, dar nu mă așteptam chiar la atâtea. Sunt cântecele tinereții mele, sunt cântecele vieții mele adunate de-a lungul anilor și sunt mândră că dacă plec din această lume, las câteva urme pe pământ prin acești copii minunați și prin dragostea Mihaelei și nu numai, a celor care, profesorilor care din Argeș, care dăruiesc copiilor cântecul adevărat de la izvor. Și aș vrea să spun oficialităților județului Argeș în mod deosebit. Este pentru prima oară când mă adresez, dar o fac din tot sufletul, nu pentru mine, pentru acești copii minunați, pentru aceste valori ale Argeșului. Aveți grijă de ele, stimați domni care ocupați funcții acolo, care sunt funcții trecătoare. Dumneavoastră veți pleca din acele funcții, dar acești copii minunați și profesorii lor vor dăinui prin cântecele pe care le vor învăța și le vor duce peste ani și ani de zile. Mi-ați făcut o mare bucurie, o împlinire sufletească și am să dăruiesc, le-am dăruit de fapt, tot ce am creat eu mai bun și am adunat eu mai bun de la lăutarii și de la oamenii satului argeșan, acești profesori minunați să ocupe de copii și să le dăruiască și părinții la fel, să iubiți cântecul din Argeș, nu vă duceți spre alte județe, pentru că avem comori nestemate și mergeți în festivaluri cu cântecul Argeșului, Munteniei, nu cum, așa, nu cum au spus unii dintre domnii care sunt prin, sau doamnele care sunt prin juriile de specialitate, că Muntenia cu Argeșul nu faci nimic. Dacă pui suflet, dacă dăruiești și e serios, mergi pe acest drum frumos, așa cum am mers eu de peste 47 de ani și nu m-am abătut niciodată de la cântecul muntenesc. Îmi pare foarte rău că Argeșul nu știe, argeșenii, oficialitățile, încă o dată mă repet, nu știu să prețuiască cântecul și oamenii care au trudit pentru cântecul tradițional. Mulțumesc frumos și îmi cer scuze. Da, foarte frumos a spus doamna Elisabeta Turcu. Din păcate, iată, se desfințează foarte multe ansambluri. Cântecul este așa trimis pe locul 5, 6, 7, 10. Dacă pierdem ceea ce am învățat noi de la moșii și strămoșii noștri, am pierdut absolut tot, nu mai suntem români deloc. Domne, n-ai cum să desfințezi ansambluri folclorice, să desfințezi scor de artă, pentru că la Școala Populară de Artă vin acești tineri și învață. Iată, sunt profesori care le îndrumă pașii, sunt profesori care le spun cum să se îmbrace, cum să vină în scenă cu cântecul popular. Oamenii, așa cum spuneați dumneavoastră, cei care ocupă funcții, să fie mai mult preocupați și de cultură, de cânte, de tradiție, de obicei, de costum, de dans. Așa este. Priviți și dragii noștri telespectatori, cred că sunt în asentimentul meu, ce tablou minunat au oferit acești copii, dansatorii, grupul folcloric și nu mai spun de colegii mei interpreți care și ei la rândul lor slujesc cu dragoste, devotament cântecul adevărat muntenesc. Cântecul din Argeș, din Mușcel, este de o frumusețe rară. În toate colțurile țării, eu fiind angajată unui ansamblu, am primit aplauze la scenă deschisă cu cântecul nostru molcom, cu horele noastre așezate, cu textele noastre rupte de la suflet. Sunt cântece foarte frumoase acolo în Argeșul dumneavoastră. Bravo!
Și aș vrea să îl invit din nou în aplauzele tuturor, desigur, pe domnul Dorin Vizitiu, maestru coregraf, pentru că maestru are de mulțumit oamenilor care au făcut posibilă întâlnirea acestor tineri cu noi, cei de la Etno. Maestre, vă rog să vă luați un microfon de acolo, să rămâneți acolo, în mijlocul copiilor, pentru că vă stă foarte bine acolo, în mijlocul lor. Cui trebuie să mulțumim noi? Mulțumesc în această seară pentru sprijinul acordat în desfășurarea în bune condiții acestei manifestări foarte frumoase. Consiliul Local al Comunei Boteni, consilierilor Consiliului Local al Comunei Boteni, primării Comunei Boteni și domnului primar Vasile Leau și, bineînțeles, celui care nu a putut să vină de motive obiective, având niște probleme în familie, directorului Căminului Cultural al Comunei Boteni, Mihail Măgureanu. Să trăiască domnul... Mulțumesc foarte mult! Să trăiască domnul director, să trăiască și domnul primar, pentru că am văzut că acolo la Botenii Argeșului face lucruri frumoase și are și acel festival minunat. Poate ne invită și pe noi într-un an, domnul primar, să preluăm cu Etno acel festival, pentru că Etno, să știți, doamnelor și domnilor, această televiziune este urmărită de toți românii de aici, dar suntem urmăriți și de cei plecați departe de casă. Așadar, aici este casa tuturor artiștilor și aici trebuie să fie văzute toate evenimentele dumneavoastră, fie ziua comunei, fie festivalul nu știu care, pentru că noi, să știți, venim acasă la dumneavoastră și preluăm aceste evenimente frumoase. Acum ne aduce bucurie prin cântec celebra, minunata noastră artistă Elisabeta Turcu Juverdeanu și invitații din această seară, ascultați. Facem aș pasăre în zbor, să mă duc unde mi-e dor, mă. Facem aș pasăre în zbor, să mă duc unde mi-e dor, mă. În satul meu de la munte, oh, dor și dor, că s-au strâns doruri prea multe. Când vine dor, lacrimile curg izvor, mă. De acasă când vine dor, lacrimile curg izvor, mă. Când gândesc la satul meu, oh, dor și dor, lacrimile curg pe rău. Noaptea am avut un vis, la noi în sat am ajuns, mă. Și-azi noaptea am avut un vis, acasă că am ajuns, mă. Și-am găsit poarta încuiată, oh, dor și dor, și grădina nesăpată. Și dor,
Și îl cânt muntenilor, că sunt muntea încă de-a lor.
argeșanul meu, argeșene. Tot din Arges sunt și eu, argeșene. Eu muntean că tu muntean, de la deal de pe norman, măi. Atunci când ești lângă mine, dau în floare gânduri bune. Că frumos e tot munteanul, dar mai drag mi-e argeșanul. Argeșencele, măi. Vino-n coasă te sărut, argeșene, că de mică mi-ai plăcut, argeșene. Dacă nu ești dumneata, parcă și-am frumos, după suflet te-am ales, măi. Cu dulceața graiului, deschizi poarta raiului, măi. Argeșene, om frumos, după suflet te-am ales, măi. O seară argeșeană, o seară minunată. Aici ascultați cele mai frumoase cântece, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și vă invit de luni până vineri de la ora 20 să ne urmăriți, pentru că avem rămășag pe folclor pentru dumneavoastră, cei de acasă. Vreau să salut cu toată dragostea, cu toată stima și respectul meu, familia Nicodim din Rădești Galați. O salut pe doamna Maricica Nicodim, o mamă extraordinară, mama celor doi băieți, Răducu și Claudiu Nicodim. Să vă trăiască băieții, doamna Maricica, să vă trăiască nurorile, să vă trăiască nepoții, să vă bucurați de cei dragi și de-abia aștept să vină duminică la dumneavoastră, acolo la ziua localității, la Rădești Galați, într-un spectacol foarte, foarte frumos. Și vă mulțumesc din tot sufletul pentru invitație dumneavoastră și mulțumesc totodată și domnului primar și domnului director de la școala din Rădești Galați. Vreau să vorbim în această seară cu două tinere talentate, cu două tinere frumoase, două interprete ale cântecului argeșan. Dacă nu sunt aici, vă rog să le aduceți pe Alina Ghinea și pe Roxana Radu. Vreau să vorbesc până ajung ele cu doamna profesor, cu Mihaela Chirițescu, colega mea minunată. Eu mi-amintesc de Mihaela Chirițescu că în urmă cu vreo 20 de ani, dacă nu mă înșel, am prezentat-o la Rapsodia Română, un concurs. Și ea era tânără, și ea era la început de drum și iată acum este o artistă minunată, iubită de dumneavoastră și are atâta grijă ca acești tineri să se prezinte frumos în fața dumneavoastră, publicul nostru drag. Mihaela, încă o dată felicitări și îți mulțumesc pentru această seară. Eu va mulțumesc. Rămâne multă vreme această emisiune în inimile telespectatorilor noștri. Eu mulțumesc, Georgel. Vreau să spun că ne-am simțit cu toții foarte bine în această seară. Timpul trece foarte repede. Vreau să vă spun că eu sunt norocoasă pentru că lucrez într-o instituție unde cântecul popular autentic chiar este păstrat la loc de cinste, în Școala Populară de Arte și Meserii de la Pitești, alături de doamna director Elena Iagăr. Să știți că este un om, un munte de om, spun eu, care se zbate din toate punctele de vedere și chiar face lucruri foarte frumoase pentru copii. Avem multe secții în tot județul și merge pe teren foarte mult și chiar se implică în tot ce înseamnă artă la nivelul județului nostru. Am văzut că doamna sunt manager, doamna Elena Iagăr, face lucrurile cu simț de răspundere. Este un om care studiază folclorul românesc, se pregătește cu doamna Gabriela Rusu Păsărin, pentru că este la doctorat. Iată, așa cum spuneam, este un om care se dedică cu totul cântecului, dansului, tradițiilor românești. Felicitări, doamna director, și vă spunem și noi să dăm mâna. Da, eu vreau să îi mulțumesc foarte mult și că sunt o norocoasă că lucrez în această instituție. Eu nu consider că mă duc la lucru. Eu mă duc la a doua mea familie. Mă duc da, cu tot dragul. Este a doua ta familie și dacă tu te simți bine, ăsta este cel mai important lucru. Dragele mele, Alina Ghinea, Roxana Radu, unde ați fost fetelor frumoaselor? Am fost aici, alături de dumneavoastră. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Ele sunt cursantele mele mari. Sunt în anul de perfecționare, nu știu, anul 5, anul 6, deci sunt de vreo 9 ani alături de mine.
Și iată și în această seară foarte frumos, tot da, lângă cu tine. Piese proprii, o să ascultați piese proprii. Și spun eu că au un viitor frumos în față. Foarte bine că scormonesc, așa să zic, prin Năzile de Zestre. Foarte bine că vin în atenția publicului cu cântece care le aparțin. Bine ai venit, Alina. Bine v-am găsit. Dacă vrei să saluți pe cineva de acasă, nu știu, pe ai... toți cei de acasă, părinții mei, familia și prietenii. Și prietenii, ai mai mulți prieteni, da. Dar unul mai special nu ai. Salută-l! Cum să zicem? Îl salut cu mare drag. Cum îl cheamă? Sau nu știu părinții? Gata, am înțeles? Gata! Gata, părinții, ați auzit, da? Vedeți? Roxana, bine ai venit, sărut mâna. Bine v-am găsit. Este o bucurie și o onoare pentru mine să mă aflu în această seară alături de dumneavoastră, alături de artiști consacrați. Și aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor pentru invitație. Desigur să vă spun că cei de acasă așteaptă cu drag piesa pe care o voi interpreta, a care linie melodică aparține doamnei profesor. Îi mulțumesc din nou pentru această cale și orchestrația domnului Marin Alexandru. Păi, oferiți-le celor de acasă cântecele dumneavoastră. Să mai scap, măi. Rog floarea din lămâiță,
dragostea ta mi se umple inima, că de când te-am întâlnit sufletul mi-e fericit. Negă de dragostea ta mi se umple inima, că de când te-am întâlnit sufletul mi-e fericit. Mi-ai cântat cu dor și drag în pădurea cea de fag. De atunci oriunde m-aș duce am în gând glasul tău dulce. Mi-ai cântat cu dor și drag în pădurea cea de fag. De atunci oriunde m-aș duce am în gând glasul tău dulce. Thank you.
Argeșa nu-i om frumos, măi. Dragoste lui m-a pus jos, măi. Și când este lângă mine, uite toate și mie bine, uite toate și mie bine. Și când este lângă mine, uite toate și mie bine, uite toate și mie bine. Măinăicuță nică, te iubim mereu, că ești argeșanul meu, măi. Thank you.
verde de cicoare, hai veniți la hora mare. Joc de la bătrân lăsat și nu e greu de jucat, măi. Foaie verde de cicoare, hai veniți la hora mare. Joc de la bătrân lăsat și nu e greu de jucat, măi. Hop așa, tot așa, joacă hora n-o lăsa. Hop așa, tot așa, horă ca muntenia. Hop așa, tot așa, joacă hora n-o lăsa. Hop așa, tot așa, horă ca muntenia. Cu voie bună să ne prindem toți de mână. Veniți și nu stați pe loc și prindeți-vă în joc, măi. Hai veniți cu voie bună să ne prindem toți de mână. Veniți și nu stați pe loc și prindeți-vă în joc, măi. Hop așa, tot așa, joacă hora n-o lăsa. Hop așa, tot așa, horă ca-n muntenia. Hop așa, tot așa, joacă horă n-o lăsa. Hop așa, tot așa, horă ca-n muntenia. Vioara cum cântă la hora mare din luncă. Hora mare muntenească, cine o joacă să trăiască. Drag mi-e vioara cum cântă la hora mare din luncă. Hora mare muntenească, cine o joacă să trăiască. Hop așa, tot așa, joacă hora n-o lăsa. Hop așa, tot așa, horă ca-n muntenia. Hop așa, tot așa, joacă horă n-o lăsa. Hop așa, tot așa, horă ca-n muntenia. Curtea de arge și vatra de credință, plină de istorie și de biruință. La mănăstirea curții se odihnesc în veci, din vița cea străbună ai României reci. Legenda lui Manole răsunet și-afla, că-n zidul mănăstirii pe Ana jertfa da. Trecutau și-l iubim, tu, Doamne, tot puternic, de multe ne-ai ferit. Tu, Sfântă Filofteie, har ajutător, tu ești ocrotitoare a creștinilor, s-au închinat la tine și regii împărați, copii fără de mamă, săraci și supărați. Pe sterge și-au curs lacrimi, dar neamul ne-nfricat, când apărau credința, de strajă ei au stat. Tu, scumpă Românie, cu sfântul tricolor, astăzi slăvește-n cântec creștinul tău popor. Aceia ce viața ei și-au dat,
au înfruntat dușmanul și pacea ne-au lăsat. Asclopote răsună în amintirea lor, românii toți se adună cu drag de dorul lor. Ajută-ne, preasfântă, să nu mai rătăcim și frați români de-a pururi în veci de veci să fim. Da, doamna Elisabeta Turcu ne-a adus un cântec mai patriotic. Nu prea am auzit-o pe doamna Betty cu acest cântec. Îi mulțumesc mult de tot. Am să o rog pe Polina să meargă să iau un microfon de acolo. Doamnelor și domnilor, nu uitați că luni de la ora 20 avem din nou petrecere, pentru că ne adună Daniela Cernea și va fi înconjurată de prietenii ei dragi și minunați. Spuneam puțin mai devreme, doamna Betty, că nu prea v-am auzit cu cântecul ăsta. Da, într-adevăr, am considerat că este de datoria mea să aduc un cântec patriotic din zona Argeșului și mulțumesc pe această cale din toată inima Valerică Ianuși pentru că ea mi-a dăruit acest cântec pe care, ce să vă spun, l-am imprimat alături de Orchestra Mugurelu la Chișinău, așa, cu emoții foarte mari. Să fie și în Argeșul nostru un cântec dedicat eroilor, Sfintei Filofteia și tuturor celor care sunt implicați la Mănăstirea Argeșului. Este un cântec foarte frumos, felicitări, mulțumesc doamna Betty, mulțumesc Mihaela, mulțumesc tuturor artiștilor, mulțumesc Daniela, mulțumesc Polina, mulțumesc domnul Mitică, mulțumesc tinerilor din această seară. Mii de mulțumiri, Mihaela! Din toată inima vă îmbrățișăm pe toți, dragi români. Iubiți cântecul din Argeș, din Muntenia. Iubiți-l și respectați-l. Și eu mulțumesc din suflet, George, și altă dată cu mare drag la voi în emisiune. Să știi că îmi doresc să mai repetăm ce am avut astăzi aici pentru publicul de acasă, pentru că a fost foarte, foarte frumos. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și vă doresc numai bine. Le mulțumesc colegilor din platoul de filmare, le mulțumesc colegilor mei din regia de emisie, mulțumesc colegilor de la MCR și vă mulțumesc dumneavoastră. Vă doresc tot ce este mai bun și mai frumos și nu uitați că luni de la ora 20 aveți întâlnire cu o altă emisiune foarte, foarte frumoasă și cu foarte mulți artiști cunoscuți și iubiți de marele public. Imediat vă dau voie să vă așezați, dragii mei, pentru că trebuie să-mi iau rămas bun de la oamenii noștri dragi și minunați. Încheiem emisiunea noastră cu ansamblul de dansuri Argeșelul din Boteni, secția externă a Școlii Populare de Arte și Meserii din Pitești și mulțumim încă o dată maestrului Dorin Vizitiu. Doamnelor și domnilor, eu sunt George Lnucă și vă doresc tot ce este mai bun și mai frumos. La revedere!